Odată ce ai o afacere, simți ce trebuie să faci, fără discuții, indiferent că ești la început sau că ai deja un pic de experiență. Tu simți ceea ce trebuie să faci. La un moment dat am ajuns să pierd aproape tot ce am câștigat. Pot să zic că nu m-am pierdut pe mine și mulțumesc la Dumnezeu pentru asta. De fiecare dată când am căzut, să zic așa, adică ai numit-o o cădere. Da. Când vezi că business-ul nu-ți mai merge, efectiv ai căzut. Dar dacă nu renunți, următorul pas pe care îl faci, cred că e cu infinit în față. Cred că singurul lucru care poți să le iei din exterior sunt niște feedback-uri, da? Corect. Atât. Da. În rest, nu poate să vină nimeni să spună, bă, tu fă așa că în afacerea ta o să funcționeze. Nu, tu ai luat un feedback, băi, uite, iau de la tine și de la încă 10 un feedback despre ceea ce fac eu sau despre ceea ce vreau să fac. Și atunci, în raport cu feedback-urile respective, eu pot să-mi creez o cale. Bucurii divine tuturor, bucurii divine Ion Tentis de la Maramureș. Maramureș. Bine ai venit la mine. Bine te-am găsit, dragule. La noi aici în Maramureș, ai mai fost? N-am mai fost. Prima dată. Da, prima dată. O onoare pentru mine să fii aici. Și mulțumesc. Mă bucur tare mult. Cu bucurie. Doamne ajută. Cine ești, Ion? Cine sunt? Da. Păi sunt Ion. Ion din Maramureș, îmi zic mulți care mă cunosc din țară. Numele meu e Ion Tentiș, am 33 de ani, sunt tată, soț și antreprenor, îmi place să cred că îs, dar încă învăț foarte multe. Sau cel puțin asta cred eu, nu știu dacă sunt cel mai bun antreprenor, dar încă mă educ la partea asta. Cum ai început drumul antreprenoriatului? Pot să zic că l-am început destul de greu, având în vedere că n-am avut studii în domeniul antreprenorial, să zic așa. Și am luat-o chiar de la minus când am început. Și anume, pot să zic că eram, cred că la vârsta de 19 ani, 20 de ani, cam așa când am început. Da. Și efectiv am zis, băi, gata, nu mai pot să stau în postura de muncitor și vreau să încep eu. Ce lucrai la 19 ani? În domeniul construcțiilor și Făceam partea de finisaje interioare. Cu instalații, cu bucătării, cu tot ce înseamnă finisaj, da? Da, ce să zic, am avut parte de o grămadă de experiențe și plăcute, dar și neplăcute. Cum ar fi? Păi cum ar fi, plăcute, nu știu, mă bucuram foarte tare când vedeam că pot să gestionez situația. Da. Aveam echipe foarte bune, dar... Tu gestionai echipele sau erai muncitor? Nu, da. Eu le gestionam. Da. Și pot să zic că când am început, dai seama că era ceva, habar nu aveam ce înseamnă business-ul, adică eu făceam absolut tot. Singurul om care l-aveam specialist, să zic așa, era contabilul. Da, și pe lângă asta, îți dai seama, eu vreau să mă implic și în partea de ce înseamnă operațional, efectiv, munca, ce se făcea în șantier, da? Trebuia să mă organizez echipele, măcar dinainte cu o zi să știu ce fac. Trebuia să mă organizez materialele. Trebuia să mă organizez întâlnirile cu managerii care trebuia să preiau alte lucrări, știi? Și la un moment dat, fiind foarte încărcat, nu mai aveam cum să gestionez. Era, adică normal și logic, dacă te gândești, nu ai cum să gestionezi atâtea unul singur. Corect, mai ales la 19 ani, corect? Da, și am plecat. La un moment dat am ajuns să pierd aproape tot ce am câștigat, dar pot să zic că nu m-am pierdut pe mine și mulțumesc la Dumnezeu pentru asta. Și când spun asta, sunt foarte recunoscător. Din ce cauză? De fiecare dată când am căzut, să zic așa, adică ai numit-o o cădere. Da. Când vezi că business-ul nu-ți mai merge, efectiv ai căzut. Dar dacă nu renunți, următorul pas pe care îl faci, cred că e cu, nu știu, infinit în față. Nici nu știu cum să numesc altfel, știi? Deci de fiecare dată, după fiecare cădere, am mers în față și mai mult. Și mai mult, și mai mult. Și cred că mie ce mi-a lipsit cel mai mult a fost, nu aveam niciodată un obiectiv clar. Sau mi-era frică să am niște visuri mărețe, să zic, bă, uite, în direcția asta vreau să mă duc. Din cauza, nu știu, n-am avut de unde să mă inspir, să zic așa, știi? Adică noi aici trăim într-o lume destul de, nu știu dacă e corect să spun închisă, dar o lume care
nu-ți oferă posibilitatea asta să visezi. Nu prea ai voie, știi? Zici în general sau aici în Maramureș? În Maramureș. Asta am văzut eu, dar nu, asta nu-i neapărat aplicabil la toată lumea. Dar ce am văzut eu, adică cumva dacă tu visezi, vrei să faci ceva sau spui, bă, uite, eu îmi doresc să fac asta, știi? Da. Vreau, nu știu, în 5 ani de zile îmi doresc să ajung și eu la 1 milion de euro, să zic, da? Da. Dacă vrei să visezi aici, dau un exemplu. Da. Efectiv, ți se taie aripile, bă, trebuie să fii realist, să gândești. Asta observ și în București, da? Sau în orice alt oraș, adică contează mediul în primul rând. Bun, dar odată ce ai început, nu prea ai cu cine să te afiliezi, să zici, bă, uite, am niște oameni cu perspectivă care văd ceva bun în treaba asta, să, nu știu, să am niște visuri mărețe, să pot să cresc, să evoluez efectiv, da? Da. Ce să tai, bă, stai, ce vrei să faci? Tu nu vezi cum să câștigă banii? Trebuie să muncești din greu, trebuie să tragi, să nu dormi nopți, știi? Adică, la modul ăsta se gândește aici și eu îmi doresc, dacă se poate, și am o, cum să spun, am așa, simt așa o chemare să fac treaba asta. Să o spun atât, eu nu pot să fac altceva. Să vin să le spun tinerilor, bă, uite, eu am făcut așa, da? Am avut curajul să trec peste limitele astea care se gândesc în zona asta și pot să zic că am reușit să mă îndeplinesc câteva vise care le-am avut, da, mărunte, dar am reușit să le fac. Minunat. Ai înțeles? Care a fost prima afacere pe care ai început-o, Ion? Și cum ai trecut de dificultăți, de burnout-uri, de provocări? Am înțeles. Prima afacere care am avut-o a fost în construcții. Da. Eram în Londra în momentul acela. Și cum să zic, întotdeauna aveam, da, un exemplu, o persoană care încercam să mă sprijin de ea, știi? Deci eu nu controlam, nu știam să... din cauza că nu cunoșteam, nu din altceva. Dar întotdeauna căutam să mă razăm de cineva, adică nu aveam eu, cum să spun, siguranța în mine 100%, zic, bă, eu sunt omul care 100%, eu fac afacerea, eu o gestionez, eu decid pentru ea. Întotdeauna căutam în exterior, băi, ăla, dacă, nu știu, sau gen, uite, vorbesc cu tine, tu îmi spui să fac așa în afacerea mea, dar nu e așa, tu simți, tu, odată ce ai o afacere, simți ce trebuie să faci, fără discuții, indiferent că ești la început sau că ai deja un pic de experiență. Tu simți ceea ce trebuie să faci. Cred că singurul lucru care poți să le iei din exterior sunt niște feedback-uri. Da? Corect. Atât. Da. În rest, nu poate să vină nimeni să spună, bă, tu fă așa că în afacerea ta o să funcționeze. Nu, tu ai luat un feedback, băi, uite, iau de la tine și de la încă 10 un feedback despre ceea ce fac eu sau despre ceea ce vreau să fac. Și atunci, în raport cu feedback-urile respective, eu pot să-mi creez o cale, un drum al meu. Bă, uite, eu așa trebuie să mă duc. Înțelegi că experiențele personale sunt unice, din punctul meu de vedere. Nu există, bă, dacă eu am făcut așa și tu trebuie să faci așa. Sau dacă eu am lucrat și am tras din greu până n-am mai știut de capul meu și am ajuns și la burnout, n-aș putea să te sfătuiesc să faci și tu același lucru. De ce să faci? Tu ascultă feedback-ul meu, ăsta poți să-l iei ca și un feedback, bă, uite ce-o făcut Ion. O tras ca prostul până ce-o ajuns la burnout și după aia ghiși ce? Tot ce-o avut de rezolvat s-o rezolva mult mai ușor. Cum am scăpat eu de burnout? Dacă asta era, da, următoarea, da, întrebare. Da, provocările, da. Nu știu, în primul rând pot să zic că m-am rugat foarte mult la Dumnezeu și mă rog întotdeauna. Asta, dacă nu mergi la biserică, nu înseamnă că nu o faci. Știi? Corect. Bun. În primul rând m-am rugat foarte mult la Dumnezeu. În al doilea rând, am început să citesc. Efectiv, am început să citesc din nevoia de a cunoaște ceva. Ceva ce îi în afara, nu știu, boxei în care trăim. Cum discutam în mașină, adică în urmă cu 7 ani de zile. Exact, da. Și am început să citesc. Era o carte care, nu știu, mie mi-a deschis efectiv orizonturile astea spre educație. Și cum ți-ai dat seama că este necesar să citești, Ion? Care a fost, care a fost declicul, păi, care ți-a dat... Era foarte simplu. Dacă mă gândesc bine, aveam așa o frică de necunoscut. Da? Da, da. Și frica de necunoscut, ce-a făcut? M-a făcut să întreb unul pe altul, știi? Adică încep să faci lucruri după urete și ce faci? Întreb și pe ăla și pe ăla. Și dacă vezi că răspunsurile care le primești nu sunt în raport cu ceea ce simți tu, singura variantă ca să poți să înțelegi și să te educi, e să începi să citești.
sau, nu știu, asculți un podcast valoros, sau, nu știu, ai putea să te duci la mentor, dar acolo e o foarte mare rezistență, ceea ce am văzut la mine. Adică eu când am început să mă, prima dată, la primul mentor al meu, da, aveam așa o rezistență, bă, oare să mă duc sau să nu mă duc? Mi-era frică, bă, cum să-l, ce să-i spun la omul ăsta? Îți dai seama că un mentor deja are multe clase peste tine, da? Corect, are experiență. Sau multe etape peste tine, da, prin care au trecut. Și eu mă gândeam așa, bă, dacă mă duc la ăsta și îi spun ce ar vrea eu să fac, poate să râde de mine. Zice, bă, uite la ce nivel e ăsta, nu mă bag eu să lucrez cu el, știi? Efectiv, îți zici și chestii interioare care, da, trebuie să treci de ele. Asta cred eu și asta îi sfătuiesc pe toți care își doresc să-și depășească situația. Și după ai început să citești. Da, am început să citesc. Deci prima carte a fost așa, Principiile succesului. Da. Da, care cine e interesat îl sfătuiesc cu tot dragul să o citească. După care am început să... Am primit de la cineva, de fapt, un stick cu Tată sărac, Tată bogat. Da, 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 da. Deci aia m-a revelat, aia mi-a dat temelie, să zic așa. Kiyosaki. Da, da, deci dacă n-am ascultat... Eu nu mai ascultam muzică în mașină, știi? Ascultam, aia era, da, pentru audiobook-ul. Mine, da, audiobook-ul, da, respectiv. Și după ce am ascultat audiobook-ul ăsta, eu mi-am dat seama, știi că era exemple, cum gândea tatăl bogat, cum gândea tatăl sărac, știi? Da, da. Și atunci eu am identificat în ce poziție eram eu. Cu siguranță toți avem familii unice, nu există că familia mea e ca și familia ta sau ne place nouă să asimilăm lucrul ăsta, câteodată, bă, uite, ne identificăm prin asta, dar nu e adevărat, adică personal și unic ce se întâmplă în familia mea nu se întâmplă și în familia ta. Corect. Păi și atunci eu mi-am dat seama că tata era sărac din ce motiv? Pentru că nu a avut șansa să se educe. Vremurile în care a trăit el au fost efectiv comunism. Greutăți. În zonele astea aici la noi era foarte greu. El era cioban la oi. El de la 7 ani sau poate mai mic a început să meargă, era cioban. Adică n-avea cum să se educe. S-a dus la școală fiind foarte mulți copii, adică erau 8 frați. Da. Nu a avut nicio șansă că trebuia să vină acasă să lucreze. Sau n-a putut să vadă el șansa aia. Știi că tu trebuie să treci un pic peste nivelul sărăciei și când zic sărăcie nu mă refer la a nu avea ce să mănânci, la a nu avea niște bănuți ca să te îmbraci, mă refer sărăcia din capul nostru, adică lipsa de educație, da? Și atunci el a pierdut pasul ăsta din punctul meu de vedere. E, dacă eu am văzut că am reușit să prind ceva din treaba asta, da, azi, bă, de ce să nu continui, de ce să nu mă educ în continuare? Ce aș avea de pierdut? Corect. Știi, și atunci ușor, ușor, după aia am avut și eu momente când n-am mai citit deloc, efectiv, nu știu, ori din confort, ori, da, din... Ai aplicat, ce ai aplicat din ceea ce ai citit, Ion? După ce ai citit, ce schimbări ai văzut în viața ta? Păi, efectiv, am simțit că, nu știu, are sens multe din lucrurile pe care le fac și mi-am înțeles sinele meu interior. Deci spun sincer, eu nu știam. Sau dacă vorbești cu cineva și spui, bă, sine interior, ce poveste asta, e dus. M-ai înțeles? Dar dacă tu vezi că faci niște acțiuni și interiorul tău îți, nu știu, provoacă o rezistență sau îți spune, bă, nu ar trebui așa sau, și tu simți, înțeleg, odată ce faci un lucru simți, bă, îi ok sau nu e ok, simt împlinire, da, să fac treaba asta sau simt o rezistență sau o nemulțumire sau, știi, atunci tu trebuie să, ar trebui să dai încredere la ceea ce simți în interiorul tău. Asta e părerea mea. Și după ce ai terminat, adică ai început și ai încheiat etapa cu cititul, ce ai făcut mai departe, Ion? Păi, care a fost după ce am citit, etapă? Am început să aplic, adică fiecare principiu care l-am învățat și l-am citit, eu am început să-l aplic, atât cât am putut. Nu pot să zic că am respectat 100% niciodată. Probabil că era mult mai avansat decât respectam în totalitate, dar așa a fost situația. Poate că experiența prin a nu respecta aceste, da, principii, cred că m-au adus unde sunt astăzi. Corect. Așa. Da. Și eu mulțumesc mie, îs mândru de ceea ce am putut să fac și sfătuiesc pe toată lumea care își dorește să se educe să înceapă de undeva. Nu există o carte corectă, nu există, nu știu, un răspuns corect sau greșit. Trebuie să începi. Acțiunea e, părerea mea, că e totul.
cum îți a evoluat business-ul după ce ai început să citești și să te dezvolți, Ion? Cum au evoluat business-urile tale în construcții sau după ce ai făcut în continuare? Da, asta e o parte sensibilă care trebuie să fiu sincer. Deci când am început eu să evoluez, mi-am dat seama că business-ul meu era dus într-o direcție proastă, să zic, sau într-o direcție greșită. Da, adică nu mi-am dat seama că educația personală, da, nu știam asta. Dacă eu personal mă educ, business-ul meu va crește odată cu mine. Înțelegi? Eu credeam că dacă fac business, nu știu, eu lucrez în construcții, sunt un constructor foarte bun, respect termeni, respect calitate și așa mai departe, da, credeam că aia o să meargă așa, singură, știi? Dar de fapt nu-i destul. Tu poți să fii cel mai bun în construcții sau în orice domeniu lucrezi tu, dacă tu nu crești și nu evoluezi, business-ul tău va stagna sau din contră, se va duce în jos. Din ce cauză? Clienții tăi, oamenii cu care lucrezi, angajații tăi, o să vadă asta, o să vadă nivelul tău de gândire. Tu poți să cunoști un om atunci când lucrezi cu el. Înțelegi? Adică dacă tu mă vezi pe mine, uite, l-am văzut pe Ion, fai ce băiat de treabă, îi, băiat nota 10, da? Da. Dar până nu lucrăm împreună, tu nu mă cunoști, doar ce, poate ce-ți arăt eu așa prin exterior, știi? Și atunci, odată ce începi să lucrezi cu el, îți dai seama de valoarea lui sau de potențialul lui. Și atunci, în funcție de asta, îți atragi oameni, îți atragi parteneri, inclusiv, nu știu, mentori, dacă vrei să zici așa, adică potențialul care l-ai e în tine, nu e în exterior. Corect, bine punctat. Da. Și după ce afacerea ai mai făcut sau ai continuat doar construcțiile? Deci, în principal, asta am făcut construcții, asta fac și acum. Da. Pe lângă construcții, îmi doresc să, nu știu, am primit un cadou, să zic, sau o moștenire de la părinții mei, care și ei la rândul lor au primit-o de la părinți, bunici și chiar străbunici. Ei, și am dezvoltat cât de cât ceva așa în partea asta de zonă turistică. Da. Da. Eu îmi doresc foarte mult să dezvolt asta, cu toate că mentorul meu m-a sfătuit o zi, Ioane, trebuie să renunți. Nu poți să faci două sau trei afaceri în același timp până ce nu ești tu stabil și psihic trebuie să fii forță. Îți trebuie echipă în primul rând, adică ca să poți să fac și construcții și turism în același timp, eu depind de două echipe foarte importante. Și atunci încă la mine cumva e greu de controlat. Încă mai trebuie să lucrez la mine. Dar cu toate că nu e ușor, nu o să renunț la treaba asta. Și cu siguranță mă va duce la experiențe valoroase. Deci, în primul rând construcțiile, da. În al doilea rând turismul, da. Iar încă ceva ce am făcut-o, nu știu, din nevoia de a vindeca așa neamul nostru, da. Fiind ciobani, toți în spate, da. Să zic, tata, bunicul, străbunicul, da? Am început și eu să îmi fac o mică fermă de oi. Da, și atunci am zis, bă, asta e o chestie care mă duce până la străbunicul inclusiv și de ce să nu, dacă totuși am teren, e adevărat, nu-i ușor. În momentul de față, dacă o gândim așa din punct de vedere al resurselor umane, da. E extrem de greu, nu găsești pe nimeni, mai ales la animale, e ceva ce n-ai putut să concepi vreodată că nu o să fie oameni. Să se ocupe de animale, da, și să, da, adică nu ai nevoie să te ajute cineva, știi? Corect. Adică îți trebuie un om bun care să te ajute, nu poți să-l numești neapărat cioban. Îți trebuie un om care să aibă un nivel de gândire cât de cât ok. Da. Să consume cât mai puțin alcool dacă se poate. Da. Și să fie prompt, să fie la timp acolo când ai nevoie de el. Dar din păcate e foarte greu de găsit. Și care este motivul? Care consider că este motivul? Motivul nu știu. Eu cred că o ajuns treaba asta să le fie rușine prin ceea ce fac, nu știu. Se identifică prea mult cu ce se întâmplă în exterior. Adică cu tehnologia, cum se dezvoltă societatea? Dacă, sau nu știu dacă neapărat tehnologia, dar mai mult ar fi, cred că, știi, noi ne identificăm cu ce se întâmplă în exterior întotdeauna, știi? Bă, dacă eu, Sion, cum să mă duc să stau cu oile, știi? Dar eu dau un exemplu, când nu am cine să vină la oi, mă trezesc la ora 4 dimineața, vin, le dau de mâncare, le pun apă, am plecat înapoi, mă ocup de partea de construcție, absolut tot ce am de făcut, da. Îmi organizez echipele, după masa, vin înapoi, aceeași treabă. Le pun de mâncare, le pun apă, le-am băgat, le-am închis, înapoi acasă. Cam asta e
viața, când îți dorești să faci ceva. Dar că, nu știu, pe termen lung, nu știu dacă aș rezista. Încă sunt procesul de activitate, știi? Adică înțeleg, da. Încerc să mă, cum să spun, să mă țin de treabă. Nu renunț. Care sunt visurile și scopurile tale, Ion? Ai, visurile mele, m-ai întrebat, asta mi-a ridicat-o foarte tare la fileu, dar să fiu sincer cu tine, am niște vise, câteodată mi-e frică. Îți spun sincer, mi-e frică, bă, ce vise am, știi? Nu știu, îmi doresc să evoluez eu în primul rând, personal. Da. Să-mi văd familia și copiii, să-mi văd sănătoși și bine. Da. Să pot să le ofer un mindset cât se poate de actual. Și asta cred că o să întâmple natural. Așa. Iar dacă luăm pe partea materială, dacă te referi, da, nu știu, aici peste tot, peste tot. Deci în primul rând îmi doresc să evoluez eu, să am o cunoaștere personală cât se poate de amănunțită sau da, cât se poate de profundă. Din punct de vedere al copiilor și familiei, deja am spus. Da. Din punct de vedere material, îmi doresc să creez un sat, da, în care să poată să vină să stea doar oameni cu anumite cunoaștere. Adică, nu știu, ai ajuns la un nivel de cunoaștere personală, ai ajuns la un nivel de educație, nu mă refer la facultate, liceu, nu știu ce, e foarte greșit. Evoluție personală în care tu să dorești să citești, să te dezvolți de la sine fără o facultate. Să-ți găsești pacea și liniște aici, să vii să te încarci. M-ai înțeles? Băi, nu știu, am avut o lună de zile zdruncinată sau 3 luni de zile, un trimestru care m-a rupt. Am și făcut bani, am lucrat sau poate am trecut într-un burnout, am trecut într-o situație dificilă. Aici vreau să fie zona de healing, înțelegi? Să vii... Aici se pot organiza și retreat-uri în acest loc, chiar mi-ai dat o idee aici. Tu poți să vezi un pic mai bine decât mine, că eu sunt aici, știi? Ei, și atunci ce facem? Asta îmi doresc să fac. Poate să vină oricine, nu zic, dar când organizăm ceva și să fie, nu știu, organizat, băi, vreau să vină niște oameni cu o anumită cunoaștere. Da. Adică ne-a dat Dumnezeu, ne-a lăsat locurile astea prețioase, valoroase, și noi nu știm ce să facem cu ele. Îmi zic, bă, de ce? Multă lume, bă, ce să fac? Eu nu mai lucru locul, nu-l mai pas, că n-am cu cine. Bun, dar hai să-l folosim în alte scopuri, hai să găsim. Poate o să găsim oameni sau o să găsim parteneri. Uite, eu îmi doresc să... Unul dintre visele mele, care trebuie să ți-l spun acum că m-ai întrebat, e să creez o fermă inteligentă, da? Suntem în zona de inteligență, inteligență artificială, tot ce vrem, da? Ei, eu îmi doresc să creez o fermă inteligentă și cum să fac asta? Creăm o aplicație, da? Prin care, eu acum să zic am 80 de oi, da? Da. Tu vrei să-ți cumperi 2 oi, ție îți place să zic, nu știu, îți place brânza, îți place laptele de oaie sau... Câteodată poate chiar mănânci carne. Sunt oameni care mai mănâncă carne, da? Care? Da. Ei, și atunci eu ce fac? Tu ți-ai cumpărat 2 oi la mine, da? Poți să când vrei tu, poți să vii să le vezi. Ai venit aici la colibă, ți le-am adus aici, ți-am făcut un gard frumos, ți le las aici să stai tu să ți le hrănești o zi, două, cât vrei tu. Poți să mănânci laptele de la ele, poți să mănânci brânza de la ele. Nu poți să vii aici? Ți le trimit la București. Am împachetat tot frumos, ți le-am trimis la București. Asta am pus pachetul, mâine la acolo. M-ai înțeles? Și atunci ferma asta va crește prin oameni. Da. O să contribuim toți. Că dacă mă lupt eu singur să cumpăr și oi, să plătesc și salariile la oamenii cu care trebuie să lucrez, e foarte greu în momentul de față. Nu-i că nu-i posibil, dar uitați-vă la tot ce înseamnă fermier mare în România, ajung la un nivel la care ei nu mai pot să controleze. Deci sunt fermieri care am văzut cu 3, 4, 5.000 de oi, da, dar nu se poate controla. N-are cum. Și ce se întâmplă în acel moment? Adică... Ce se întâmplă în acel moment? Ai pierdut controlul, pierzi business-ul în cel mai scurt timp. Sunt șanse foarte mari să-l pierzi. Care e motivul? Care e motivul care pierzi controlul? Da. Pe da, motivul care pierzi controlul, care-i? Tu fiind singurul asociat în ferma respectivă, da? Da. E foarte greu să ții controlul, nu știu, la numărul de animale, la numărul de miei care e ofertat, la producția de lapte care se face, da? Dar prin ceea ce vreau să fac eu, deja o să fim automat un număr foarte mare de parteneri, da? Dacă tu ți-ai luat 2 oi la mine, deja tu ești partenerul meu. Da. Și o mai luat încă 100 de oameni câte 2 sau 3 oi la mine, deja avem 3, 4, 500 de oi, da? Sau dacă și-o luat 1000 de oameni, noi avem o stână extrem de mare, da, și suntem toți parteneri. Tu
ai bunurile tale, da? O să avem o persoană sau câteva persoane desemnate care efectiv tu o să-l întrebă cum sunt animalele mele sau o să-ți trimită un feedback. Uite, săptămâna asta oaia ta, nu știu, i-ai pus nume într-un fel, da? Uite, e foarte bine, e sănătoasă, o dat atâta lapte, s-a făcut atâta brânză, nu vrei să mănânci brânza, poți să o vinzi mai departe. Eu ți-am trimis soție, tu o vinzi la vecini, la cine da, vrei tu. Da. Și asta trebuie să fie, să promovăm treaba asta din ce cauză? Pentru un trai mai sănătos, da? Asta, eu asta cred, că aici trebuia să ajung, știi? Tu știi ce mănânci? Înțelegi, ai venit aici, ai văzut pășune, da? Ești ceea ce mănânci până la urmă, exact, ceea ce gândești, exact, ceea ce simți. Și atunci, tu ce faci? Bă, tu simți și știi că tu personal ai aici două oi sau trei oi. M-ai înțeles? E ceva fabulos. La nivelul ăsta am ajuns să o gândesc. Încă nu știu, am nevoie de specialiști. După cum ți-am spus, eu nu am foarte multă carte, eu am decât 8 clase. Mă chinui să termin liceul la fără frecvență și cred că anul ăsta o să o fac. Minunat. Da. Deci asta e unul dintre vise. Alte vise mai am, dar alea deja nici nu știu, poate multe lume le-ar numi aroganță. Nu știu, în următorii 5 ani îmi doresc să-mi iau un elicopter, dar unii. Așa să fie. Ca să pot să mă duc, băi, de la fermă vreau să mă duc până la șantierul respectiv, da, să-mi da, fac treaba, da? Sau nu știu, îmi doresc să stau cu familia cât de mult timp se poate, da, dar în același timp, prin valorile mele cele mai înalte, e business-ul, da? Și atunci, dacă eu nu lucrez și nu trăiesc în raport cu cele mai înalte valori ale mele, e posibil să mă diluiesc foarte tare și să pierd din esența vieții, știi? E, și atunci îmi doresc, pentru mobilitatea mea, visul meu e să-mi iau un elicopter. Minunat, da? Superb. Chiar aici, mai sus, am un platou unde vreau să-mi fac heliportul. Superb, așa, superb. Ce înseamnă pentru tine visul? Visuri? Da, visuri. Nu știu, cred că visuri eu le-aș numi așa, adică puterea de a gândi și de a... Trebuie să, nu știu, să ai o gândire foarte deschisă, în primul rând, și să ai puterea să gândești lucrul respectiv. Adică îmi doresc un elicopter, dacă îi spun la cineva, un om obișnuit sau chiar un angajat de-a meu, ce bă, ăsta a luat o razna, știi? Sau cine știe ce gânduri are el în cap. Asta e încă unul dintre visele mele. Și mai un vis care l-am eu, foarte important. Aici o să apelez chiar și la mentorul meu, la Ștefan. Da. Să văd dacă reușesc să obțin un parteneriat cu el, să zic așa, și poate chiar cu mai mulți, dacă se poate. Îmi doresc să creez primul hotel de pe Valea Izei. Deci la noi în Maramureș, pe Valea Izei, nu avem un hotel de 4 stele. Noi nu avem așa ceva. Și cred că merită, adică chiar îl putem face în stil tradițional maramureșan, dar e nevoie de o investiție colosală. Vorbim de câteva milioane de euro, care eu în momentul de față nu dispun de ele pentru investiția respectivă, dar cu ajutorul Dumnezeu sunt convins că o să reușesc și asta. Și poate chiar acolo sus pe hotel să-mi fac și un heliport, și ca să merg de aici la hotel, după aia mă duc la construcții și uite așa. Să dea Dumnezeu să se împlinească toate. Așa să fie. Dragule, ce înseamnă simplitatea pentru tine, deoarece te-am avut? Adică te văd un om simplu care muncește, care se dezvoltă, care vrea să se educe pe el însuși și să facă o lume mai bună pentru tine și pentru cei din jurul tău. Și ce înseamnă pentru tine simplitatea? Și cum ți-o dezvolți și ți-o crezi în interiorul tău? Da, e o întrebare foarte bună și asta. Acum, nu știu în ce măsură pot să-ți răspund eu corect, pentru că fiecare om definește simplitatea în felul lui. Așa, eu îți spun că din punctul meu de vedere, simplitatea e efectiv să fii simplu. Nu știu, lucrez în construcții, da? Eu sunt acolo cod la cod cu oamenii. Când e nevoie, dacă, spre exemplu, ieri am avut de turnat niște asfalt. Da. Păi am fost acolo, am luat și eu greb la mână, am luat sapa și am tras. Nu m-am dat înapoi. Știi, pentru alții înseamnă, nu știu, bă, am business. Simplitatea e să numere banii sau să facă orice altceva, știi, dar să nu pună mâna pe lucru. Pentru mine simplitatea e să fiu lângă echipă, să fiu cu familia, să am o relație foarte deschisă cu familia, în special cu soția. Da. Cu copiii nici nu mai discutăm, că odată ce ai o relație bună cu soția, deja copiii urmează și văd asta. Deci ei preiau maxim de la noi, nici de cum noi avem impresia că educăm. Dar din punctul meu de vedere e greșit și eu personal am observat asta. Deci copiii preiau de la părinți
e foarte greu să educi, adică e aproape imposibil. Cred că educația vine când o să fie, nu știu, poate de vârsta la care am început eu să mă educ, să se educe ei singuri. Dar în rest, preiau maxim din, nu știu, grupurile care trăiesc. Din ceea ce văd, din ceea ce aud, simt, da. Știi, cam acolo. Corect. Asta mi se pare, asta e simplitatea pentru mine, nu știu, să mănânc o mâncare cât se poate de naturală. Minunat. Să beau, nu știu, un pahar de vin, uite, eu îmi cumpăr vin de la o cramă din Moldova, da? Da. Omul, el personal vine și mi-l aduce aici. Deci e un lucru fabulos pentru mine, adică nici nu știu cum s-a întâmplat să ne cunoaștem, dar ne-am cunoscut și omul când îl sun, zice, Ion, da, câte vrei, atâtea. O venit cu comanda până aici, așa și eu. Dacă dau un exemplu, nu știu, vrea cineva 10 kg de brânză. Da. Ori eu, ori cineva din familia mea se duce și le duce. Înțelegi? Adică la modul ăsta gândim, la modul ăsta lucrăm. Și la ăștia suntem, știi? Da. Minunat. Eu n-aș mai avea o întrebare pentru tine și aceea e că am văzut că ți vrei să-ți dezvolți și un business pentru tine ca să dai mai departe din ceea ce ai creat până în acest moment. Ce, cum vezi acest business? Cum vezi ajutorul tău față de tinerii din ziua de astăzi? Da, aici mi-a ridicat-o foarte tare la fileu. Eu deocamdată îți la început. Da. Îmi doresc din tot sufletul și îți spun sincer, nu știu, simt așa o chemare interioară și asta nu vine de acum. Eu acum câțiva ani discutam cu cineva și spuneam, bă, uite, eu vreau să construiesc, nu știu, un curs pentru tineri care să-i susținem, să le spunem, bă, uite, eu sunt de acord, tot ce se învață la școală e foarte bine, e un antrenament, eu așa-l numesc, e un antrenament foarte bun, da? Dar ca să pregătești un tânăr pentru viața de zi cu zi, care o trăim acum și care o vezi și tu, da? Da? Ce se întâmplă? Tu trebuie să-i explici din experiențele tale personale, da? Corect. Eu, din punctul meu de vedere, un copil e capabil să gândească ceea ce gândim noi în mare parte, adică să nu trecem la zone întunecate, da? Da. Dar mă refer la lucrurile bune și la principiile de viață care am putea să le dăruim mai departe. Și atunci ce faci? Tu un copil îl educi prin faptul că tu îi, nu știu, îi arăți cum să se facă anumite lucruri. Nu știu, eu dau un exemplu cu a mei, mă joc, eu lucrez în construcții, cum știi destul de bine, dar ei acum, ce să zic, toată ziua, excavatoare, bascule, hai să facem o groapă mare în nisip, hai să construim nu știu ce, știi? Ei au preluat asta de la mine. În preajma lor, de multe ori stau și vorbesc la telefon, ceea ce nu-i cel mai bun lucru, dar mă aud vorbind, bă, uite, acolo trebuie să turnăm beton, acolo trebuie cu pompa, știi? Și el mă întreabă, bă, da, vine elefantul? Că așa am înțeles, că pompa e elefantul, știi? Da. Sau, tati, o văzut pe drum o mașină, o cifă. Uite, tati, cifa e plină cu beton, știi? Deci ei o preluat de la mine. Cel mai probabil, când o să fie mari, o să fie atras de partea asta. Da. Așa. Așa că merg la școală. Deci e esențială școala fără discuții. Dar, pe lângă asta, trebuie să învățăm din exemple personale. Nu trebuie să ascundem, bă, am trecut prin greutăți, da? Sau, băi, am trecut prin extrem de urâte situații, da? Bă, tu spune la copil, uite, eu am trecut prin situația asta. Exact așa s-a întâmplat. Dar faptul că eu am trecut, pentru tine deja e un pas în față, care tu poți preiei de la mine informația, dacă vrei. Dacă nu, ai toate șansele să treci și tu prin asta. Corect. E o alegere personală, da? Și îți dau un exemplu eu și ai mei îmi spuneau, bă, uite, nu-i bine să faci aia, nu-i bine să faci aia. Și cumva, prin faptul că tău mi-a zis, nu-i bine aia, nu-i bine aia, pe mine m-a polarizat chiar să fac lucrurile respective. Și am zis, bă, de ce? Acum că pot să gândesc și să fiu un pic mai rațional, să zic așa. Da. Bă, de ce am făcut treaba asta? Pentru că ei pur și simplu tot, nu faci aia, nu faci aia. Nu face anumă. Și am dezvoltat și o mare neîncredere în mine. Chiar dacă fac ceva sau mai am și acum, dar îmi dau seama, știi, și dau drumul la gânduri să se ducă, știi că noi știm că suntem observatori ai gândurilor. Corect. Și atunci le dăm voie să treacă și să fim aici acum, adică să fim oamenii care suntem. Dar asta la unul care nu cunoaște, îl blochează foarte tare. Creează o mare neîncredere în el. Și nu cred că avem nevoie de oameni care să fie nesiguri pe ei. Adică nu că n-avem nevoie. Nu cred că ne dorim să trăim într-o lume care ne-e sigură pe ea, nu? Avem nevoie de oameni
cu o stimă de sine cât se poate de ridicată, nu știu, cu o încredere maximă în ei și atunci are, îți oferă și ție încredere, nu? Și cam asta e, despre asta e. Ei, și prin cursul ăsta sau prin ceea ce vreau eu să fac cu educația antreprenorială sau aș numi eu mai mult educație din exemple personale. Da. Cine vrea să învețe și cred că ăsta e cel mai, nu știu, super nume care aș putea să-l dau eu la ceea ce vreau să fac. Educație din exemple personale. Și atunci eu ce fac? Eu vin și le spun din experiența mea, da? Alături de mine o să aduc oameni cu experiență și mai mare, poate cu experiență și mai mică, da. Ca să ce? Să înțeleagă fiecare, bă, la ce nivel îți iau, știi? Și odată ce omul a înțeles la ce nivel îi, tot prin grupul care să-l formez, are șansa să, bă, nu știu, am nevoie să învăț, nu știu, cum să ajung la 100.000 de euro cifră de afacere prin ceea ce fac. Și eu pot să-i spun, uite, pot să-i recomand, uite, poți să citești cartea asta, poți să iei podcastul ăsta să te uiți la el, dacă ești dedicat. Dacă nu ești dedicat, atunci nu poate să-ți facă nimeni nimic. Nu poate să vină nimeni să spună 100.000 de euro în cont sau, nu știu, să-ți bagi educația cu forța. Corect. Nu, asta e o alegere personală, dacă îți dorești să o faci, o faci, dacă nu, asta este. Corect. Ion, unde te pot găsi oamenii? Mă pot găsi pe TikTok, mă pot găsi pe Instagram și mă pot găsi pe Facebook. Ion Tentiș, da. Da, sau mai nou o să am și conotația asta de Ion din Maramureș sau Ion de la Maramureș, mm-hmm. pentru că toată lumea unde am fost în țară le spuneam numele meu, Ion Tentiș, dar băi, Ion. Corect, și da. Și când mă vedea, a, Ion de la Maramureș, să trească. Și așa mi-a rămas, Ion de la Maramureș, da. Sau Ion din Maramureș. Da. Da. Îți mulțumesc, Ion, pentru dată valoare pe care și eu îți mulțumesc. Ai oferit acestui podcast. Și înainte de încheierea podcastului, aș vrea să te încânt. Până la urmă, așa ne-am și cunoscut la Ștefan, încântându-vă pe toți acolo la eveniment. Și așa, asta îmi place să fac. Doamne ajută! Mulțumesc tare mult. Cu drag. A fost o plăcere pentru mine. Cu bucurie. Doamne ajută. Doamne ajută. Fiind sănătos.